Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vreau să vă invit la un video vibrația zilei în acest weekend. Ce se întâmplă pentru fiecare zodie în acest weekend? Haideți să vedem pentru berbec. Vibrația zilei, indiferent de ascendent sau zodia în care v-ați născut, dumneavoastră ar trebui să priviți atât ascendentul cât și zodia în care v-ați născut. Berbecul. Berbecii, dumneavoastră văd că există posibilitatea să aveți anumite bariere sau dumneavoastră să vă împiedicați în atingerea unor obiective. Ceva în viața dumneavoastră se întâmplă și sunteți, vă aflați în, cum să vă spun, la chiar aproape de atingerea obiectivului pe care vreți să-l realizați și ceva se întâmplă și parcă sunteți blocat. Există un blocaj. Acel blocaj este legat de faptul că s-ar putea ca dumneavoastră în această primăvară să fi cunoscut noi începuturi sau să vă fi dorit noi începuturi și să nu abandonați această idee. Există certuri la care dumneavoastră ați asistat în ultima perioadă sau s-ar putea ca în acest weekend să vă certați cu cineva. Cineva este gelos, geloasă pe ceea ce dumneavoastră aveți. Lucru care va duce la schimbarea viziunii dumneavoastră, la schimbarea situației, la gândirea dumneavoastră, pentru că nu vă doriți gelozie, vă doriți să creați ceva nou și dumneavoastră sunteți aproape de atingerea obiectivului, însă cineva vă pune bețe în roate pentru că este o persoană geloasă în anturajul dumneavoastră. Haideți să vedem la Taur. În acest weekend, Taurii încearcă în acest weekend să își clarifice gândurile. Sunt confuzi, confuzie cu privire la o problemă anume, la o situație sau la o persoană anume. Dumneavoastră știți mai bine și confuzia aceasta este legată poate de o infidelitate, aveți impresia că cineva vă trădează, că cineva a încheiat conturile cu dumneavoastră odată pentru totdeauna, că nu cădeți la pace, însă dumneavoastră să știți că în acest weekend veți primi clarificarea necesară și veți putea întoarce spatele la trecut, pentru că vă doriți ca lucrurile să fie bine, aveți toate cunoștințele necesare, veți obține anumite informații în acest weekend care vă vor da clarificarea necesară, puterea de a merge mai departe, de a întoarce sau nu spatele trecutului. Discutați poate cu o persoană anume sau cu cineva despre acest lucru și vă veți clarifica ideile, dragii mei Tauri. Gemenii. În acest weekend, gemenii și ei de asemenea sunt destul de confuzi cu privire la ceea ce vor să facă, la familia pe care o au, la copii. Cineva își dorește copii și nu poate avea. Sau unul dintre copii va fi bolnav, dacă dumneavoastră aveți copii. Este vorba despre o răceală, este vorba despre o apatie. Copilul respectiv va fi destul de trist cu privire la familie. Fie există o separare între dumneavoastră ca soț și soție și copilul este nostalgic despre celula familiei, da? Este nostalgic despre această bază. Există o mică apatie, nimic grav, dragii mei gemeni. La RAC în acest weekend, ce se întâmplă la RAC? Racii vor avea foarte mult noroc,
vor primi niște vești legate de o diplomă, legate de o avansare la serviciu, de o stabilitate și se vor simți extrem de norocoși. Sunt în sânul familiei, fie vor deschide o afacere legată de domeniul sănătății sau de domeniul învățământului. În orice caz, fie lucrează într-una din două cu publicul, comerț, în orice caz, în acest weekend vor primi și vor dezvolta această afacere, vor primi un răspuns pozitiv, vor comunica foarte mult cu membrii familiei sau își doresc să deschidă această afacere cu membrii familiei sau cu copiii lor. Pot fi, eu știu, noroc sau o diplomă primită a unuia dintre copii. Văd mai mulți copii. Leu. În acest weekend, leii au impresia că sunt singuri. Sunt singuri într-un conflict. Noastră ați avut un conflict nu de foarte mult timp cu o persoană anume sau cu mai multe persoane, dar cineva vă ia partea în acest weekend și parcă veți renaște. Cineva din familia dumneavoastră, mama, bunica, o persoană care acționează în numele dumneavoastră fără ca dumneavoastră să știți sau nu vă veți da seama că veți primi energia acestei persoane, acestei femei, pentru ca dumneavoastră să triumfați, să vă găsiți liniștea în acest conflict, pentru că ați fost implicat într-un conflict anume. Haideți să vedem la fecioară ce se întâmplă în acest weekend. Vibrația fecioarelor în acest weekend. Fecioarele trebuie să fie mult mai indulgente. Fie cu dumneavoastră, pentru că munciți foarte mult, ar trebui să mai luați o pauză sau să nu vă mai gândiți atât de mult, pentru că aveți o persoană care este în mintea dumneavoastră și vă macină mintea și sufletul. Vă doriți să schimbați viziunea vis-a-vis de contextul legat de situația respectivă sau de persoana respectivă și veți reuși. Veți fi conectați foarte mult cu divinitatea, dragile mele fecioare. Veți comunica, vă veți ruga și veți primi abundența necesară. Deci, în weekendul acesta, pentru voi, dragile mele fecioare, este un weekend favorabil rugăciunii, favorabil exprimării intențiilor. Exprimați intențiile dumneavoastră Universului, cereți și vi se va da. Veți avea abundență în toate și pe toate planurile, că ele este financiar, sentimental, nu contează. Rugați-vă și sunteți aproape de a vă atinge obiectivul, dragile mele fecioare. Balanța în weekend. Balanța va avea parcă vise premonitorii. Se poate gândi la o persoană din zodia Pești sau Rac, sau această persoană are o influență foarte mare asupra dumneavoastră. Vă este mereu în minte, în suflet, în gândire. În orice caz, încercați să căutați lumină vis-a-vis de această persoană sau de o situație anume. Există o femeie care vă sprijină, care vă transmite o energie pozitivă. Sunteți persoane extrem de intuitive. Așa cum v-am spus, veți avea vise. Doriți să întoarceți spatele unui trecut și veți reuși. Experiențele, situațiile dumneavoastră din trecut vor fi eliminate. Veți avea puterea și veți găsi înțelepciunea necesară pentru a întoarce spatele definitiv acestui trecut și a lăsa destinul, viața, să vă ofere transformarea de care dumneavoastră aveți nevoie, dragile mele balanțe. Scorpion, vibrația scorpionului în weekend.
Scorpion în acest weekend încearcă să se refocuseze, încearcă să se reorienteze, încearcă să găsească, să fie optimiști cu privire la viitorul lor și este bine. Deci visați în acest weekend, dragii mei scorpioni, vă doriți foarte mult o stabilitate, parcă v-ați dat seama că o persoană vă minte, că există secrete sau mai multe persoane în anturajul dumneavoastră, secrete în familie de asemenea, lucrurile nu sunt așa cum par. Poate că dumneavoastră exagerați în anumite privințe, există aici tendința la dumneavoastră în acest weekend să faceți din țânțar armăsar, însă noi orizonturi, noi perspective pentru dumneavoastră. Săgetător. Săgetătorul în weekend, veți fi implicați într-o discuție, într-o discuție destul de aprinsă cu o femeie, o femeie din familia dumneavoastră, o femeie destul de falsă, parcă din această primăvară n-ați mai vorbit cu această femeie, veți primi vești din partea acestei femei, este undeva departe de dumneavoastră, dragii mei săgetători, această femeie. Și veți avea o comunicare destul de dificilă cu ea, o comunicare despre un adevăr, îi comunicați acestei persoane, acestei femei, separare, separare definitivă, o separare pentru că relația între dumneavoastră și o persoană anume nu mai merge de foarte mult timp. Există o sterilitate din iarnă și parcă n-ați aflat adevărul, însă veți comunica acest adevăr. Însă ar trebui să fiți doar atenți la ceea ce spuneți, pentru că este interpretabil. Spuneți lucrurilor pe nume și nu încercați, cât mai concis, scurt și cuprinzător, da? Haideți să vedem la Capricorn, vibrația Capricornului în acest weekend. Aici dumneavoastră vă veți simți norocoși, poate băgați chiar la loto pentru că norocul dumneavoastră se va schimba. Ați tras pisica neagră, deci noroc foarte mult, dragii mei Capricorn, în weekend. Ceva în familia dumneavoastră, a existat o separare, fie ați auzit de două persoane care au divorțat sau în orice caz, norocul dumneavoastră se va schimba, însă simt și o separare definitivă, tăiați răul din rădăcină cu o persoană din parcă familia dumneavoastră, o persoană care v-a mințit, care este gelos sau geloasă. În orice caz, dumneavoastră sunteți protejați sau protejați de o energie masculină. S-ar putea câțiva de mama dumneavoastră. Există o uniune. Fie mama dumneavoastră vă va transmite ceva. Este o persoană extrem de înțeleaptă. Mama, bunica, o sora, da, mătușa, o energie feminină din familia dumneavoastră. S-ar putea pentru câțiva dintre dumneavoastră să fi decedat o persoană feminină în familia dumneavoastră nu de mult timp, dar, dragii mei Capricorn, nu mai mult de 2 ani, însă această persoană vă protejează de acolo de sus. Dacă vă gândiți la uniunea cu o persoană cu care nu mai sunteți de mult timp, sunteți separați, să știți că în acest weekend parcă norocul va fi în favoarea dumneavoastră, parcă veți vedea această persoană într-un fel sau altul. Vărsătorul în weekend. Vibrația vărsătorului în weekend. Atenție, pentru că veți discuta aprins cu o persoană care poate fi un berbec leu sau săgetător. O persoană blonduță, ochii albaștri sau căprui, sau șatenul, ochii căprui, tenul alb. Atenție ce discutați cu această persoană, pentru că weekendul acesta va fi destul de intens, comunicarea va fi destul de intensă, pentru că există trădare, și parcă îi veți spune acestei persoane infidelitate, trădare, veți
veți termina cu această persoană, în sensul că veți expune cărțile pe față și veți absorbi tot ceea ce a fost rău, toată experiența pe care dumneavoastră a trăit-o vis-a-vis de această persoană, dragii mei vărsători, și veți renaște. Pentru că poate nu veți mai accepta această infidelitate a acestei persoane. Vă gândiți mereu și sunteți conflictual sau conflictuală vis-a-vis de această persoană. Iar weekendul acesta și mai mult veți simți impulsul de a vă certa cu persoana respectivă, de a-i spune, de a-i striga anumite lucruri. Da? O agresivitate verbală. Atenție pentru mulți dintre voi. Haideți să vedem la pești. Pești în acest weekend, la fel. Același lucru, atenție la ce comunicați, atenție la ce vorbiți, pentru că doriți să vă, eu știu, s-ar putea pe plan profesional, cu colegii dumneavoastră, dragii mei pești, există anumite secrete, o persoană care, nu știu, ar fi geloasă pe dumneavoastră, există posibilitatea. În familie veți comunica cu o persoană din familia dumneavoastră pentru o casă. Veți primi niște bani foarte frumos, dragii mei pești. Există, planetele se vor alinia pentru dumneavoastră în acest weekend, un eveniment, o situație anume care vă va schimba viziunea. Ceva se va întâmpla în acest weekend și veți avea viziunea schimbată. Fie conflictul acesta va scoate anumite idei, anumite gânduri, anumite lucruri la iveală, veți da cărțile pe față. Nu e vorba de secrete, dar este vorba de impulsivitate, foarte multă impulsivitate și viziunea dumneavoastră va fi schimbată în acest weekend. Planetele se vor alinia pentru ceea ce dumneavoastră vreți să faceți. Un obiectiv în carieră, un obiectiv legat de o casă, foarte frumos, dragii mei pești. Cam atât am avut de spus în ceea ce privește această etalare. Sper să fi găsit elemente importante. Vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări și vă doresc tot binele din lume. La revedere!